Oficialii de la Kremlin ar pregăti debarcarea lui Vladimir Putin. Aceștia ar planifica în secret viitorul Rusiei fără actualul lider rus. Elitele ruse analizează în prezent posibilii succesori ai lui Vladimir Putin potrivit metro care citează publicația rusă independentă Meduza. Printre aceștia se numără primarul Moscovei Serghei Sobianin, vicepreședintele Consiliului de Securitate Dimitri Medvedev și adjunctul șefului administrației prezidențiale Sergei Kirienko Aproape niciunul dintre oficialii de la Kremlin nu mai este mulțumit de Vladimir Putin, mai scrie Meduza. Ministrii și oamenii de afaceri de la Moscova sunt nemulțumiți că Putin a pornit războiul fără să se gândească la amploarea sancțiunilor. O sursă apropiată de Kremlin a spus că nu se poate trăi normal cu astfel de sancțiuni. Șoimii nu sunt mulțumiți de ritmul operațiunii speciale. Problemele sunt deja vizibile, iar în mijlocul verii pur și simplu vor apărea din diferite direcții transport, medicină, chiar și agricultură. Nimeni nu s-a gândit pur și simplu la o asemenea amploare. Înainte de război, niciun oficial de la Kremlin nu a luat în considerare posibilitatea ca țările occidentale să impună un embargo asupra petrolului și gazelor rusești, a mai spus sursa citată de Meduza. Alte două surse din jurul administrației Putin au spus că președintele rus pur și simplu nu vrea să se gândească la dificultățile economice evidente cu care se confruntă Rusia. Jurnaliștii de la Metro precizează că nu au putut verifica în mod independent aceste informații, dar zvonurile privind o lovitură de stat la Moscova circulă de câteva săptămâni, relatează protv.ro.